Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon, iată-ne în studioul Capital TV, televiziunea pe bună. Invitații noștri de astăzi sunt domnii Viorel Sălan, senator PSD. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe toți unedonenii. Și de asemenea domnul Ion Bădin, o mai veche cunoștință de-a noastră, fost consilier local al municipiului Hunedoara, actualmente consilier județean la Consiliul Județean Hunedoara. Bună ziua, domnule Bădin, bun venit. Bună ziua și bine te-am regăsit, domnul Simeon. V-a purtat noroc prezența din campania electorală la studioul Capital TV, da? Da? Bun, domnul Viorel Sălan, pentru prima oară la fotoliu cu Ghim, sper eu că nu pentru ultima oară, eu așa știu, așa cred, n-ați mai fost în emisiune cu mine. Recent. Da. Dar așa cum spuneam, avem doi oameni de data asta din partea PSD-ului care ambii desfășoară o activitate de care se leagă mai mult sau mai puțin pentru unii dintre noi, dar eu zic că mai mult, viața noastră de zi cu zi. Domnul senator în Senatul României, domnul Bădin în Consiliul Județean Hunedoara. Nici nu știu cu cine să încep, aș începe cu domnul Sălan, pentru că, așa cum spuneam, e mai nou în studioul fotoliului cu Ghimb și atunci vreau să vă întreb așa, mai este cât mai e? O lună de zile din mandatul ăsta de senator, nu? Cam până așa. În 20 decembrie. Până în 20 decembrie, o lună și un pic. Aș vrea să vă întreb cum a fost mandatul acesta de senator pentru dumneavoastră. Aș vrea să discutăm un pic despre activitatea parlamentară, până la urmă și senatorii, și deputații, și primarii, și consilieri locali, și toți cei din administrația publică locală și din legislativ sunt obligați la un moment dat, parcă de lege, să facă un raport de activitate. Acum, firește că nu ajunge o oră sau 45 de minute pentru așa ceva, că mă gândesc că în 4 ani de senat ar trebui să fie ceva activități. Nu, domnul Sălan? Așa este și aș dori să aduc la cunoștința opiniei publice, înainte de a trece aplicat pe aspectele legate de activitatea parlamentară, două aspecte. În primul rând, că echipa parlamentarilor social-democrați din Hunedoara, împreună cu Consiliul Județean Hunedoara, au lucrat în echipă pentru a pune în practică toate proiectele pentru hunedoreni. Dorim prin aceasta să continuăm să dezvoltăm județul Hunedoara pentru semenii noștri, pentru hunedoreni. Dorim ca munca și demnitatea socială să reprezinte o stare de normalitate în județul nostru. Iar acum trecând la aspectele de fond, așa este. Vreau să vă spun că nu cam am avut timp să mă perind prea mult prin studiouri, întrucât eu sunt un om foarte aplicat și pot într-adevăr la ceas de bilanță îmi privesc în ochi semenii mei cu mândrie și cu demnitate că am făcut tot ceea ce ține de mine în Parlamentul României. Dar acest lucru nu puteam să-l fac decât în echipă. Vreau să spun că la nivelul echipei parlamentarilor PSD de Hunedoara, cred că suntem printre echipele cele mai unite din țară și aceasta s-a văzut prin ce am putut să facem în Parlament la nivel general pentru români, dar și pentru hunedorenii noștri. Când spun aceasta, sunt mărturie, poate primul aspect care doream să-l scot în evidență sunt aspectele de ordin legislativ. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, există o îmbinare. Activitatea unui parlamentar este comensurată în inițiativele legislative și activitatea în susținerea unor proiecte care vin chiar de la Guvernul României. Pentru că activitatea de legiferare vine de la Guvernul României, respectiv inițiativa parlamentarilor. Ori aici sunt aspecte care presupun o anumită manieră și o anumită conduită, dar în același timp presupune ca cei care ajung în Parlamentul României să aibă pregătirea necesară și experiența în domeniu. Eu nu aș vrea să mă uit prea departe unde dorim cu toții să ajungem, așa cum sunt Statele Unite ale Americii, unde vedem ce înseamnă Parlamentul American, cine sunt oamenii care îl conțin. Dar
vreau să scot în evidență faptul că la nivelul nostru, al parlamentarilor de Hunedoara, am făcut tot ce ne-a stat în putință și este un lucru extraordinar că am provenit din tot mai multe domenii. Dar nu puteam să facem aceasta de unul singur sau disepat. Am avut în președintele Partidului Social Democrat, care a fost liderul nostru și în Parlamentul României, un om extraordinar. Pur și simplu, și mie, dar și celorlalți colegi, ne-a fost foarte ușor să ne acomodăm, având în vedere că atât zilnic, săptămânal, a trebuit să facem analize atente, după ce vedeam în teritoriu care sunt problemele hunedorenilor, care este nevoia, sub aspect legislativ, care trebuie să o promovăm în Parlamentul României. Și vreau să vă spun că împreună cu colegii mei am fost inițiator la peste 125 de acte de proiecte de act normativ, dintre care 41 au devenit legi. De asemenea, 14 sunt în diferite stadii ale procesului legislativ în Senat. 9 inițiative legislative au fost la promulgare, iar diferența a fost trimisă la Camera Deputaților pentru dezbatere, Camera Deputaților fiind for decizional. Vreau să vă spun că am promovat foarte multe proiecte de act normativ pentru hunedoreni. Dar vreau să vă spun că cea mai dragă, nu neapărat că sunt militar, este legea cu privire la protejarea patrimoniului din Munții Orăștiei, fiind vorba de legile privind cetățile dacice, beneficiari fiind românii, toți românii, nu numai hunedorenii sau cei din județul Alba. Pentru cu ce ne ajută legea asta? Legea aceasta ne ajută din două puncte de vedere. În primul rând, ca buni români, trebuie într-adevăr să ducem mai departe istoria poporului român. Noi avem cei mai sfânt în teritoriul județului nostru. Când vorbim de Sarmi-Sărgătuza Regia, așa, este o bârșie a poporului nostru. Deci vorbim de istorie și trebuie să o lăsăm și generațiilor care vin după noi. Dar totodată putem să facem, să dezvoltăm partea din acest punct de vedere, inclusiv de cercetare arheologică, astfel încât să scoatem la suprafață toate vestigiile. Și doi la mână, ce este mai de preț? Și o spuneam și în campania electorală pentru alegerile locale. Că stăm pe o mină de aur, cum sunt, să spun așa, locuitorii din comuna Orăștioara de Sus, dar tot coridorul de la Orăștie până la Costești, în contextul în care putem să o dezvoltăm din punct de vedere turistic. Dacă într-o singură lună acestui an, luna august, au trecut pragul la Sarmi-Sărgătuza peste 40.000 de turiști, vă dați seama, acești oameni au nevoie de cazare, au nevoie de masă, chiar un suvenir să rămână cu amintire frumoasă din zona respectivă. Deci putem să ne dezvoltăm zona. Și slavă Domnului, spuneam că stăm într-o zonă cu un trecut din punct de vedere istoric extraordinar. Când vorbim, deci cred că de la nord la sud, de la est la vest, avem în județul nostru locuri care, într-adevăr, atât din punct de vedere istoric, dar, repet, și din punct de vedere turistic, poate să fie o bogăție pentru județul nostru și care trebuie să o valorificăm la maxim. Am înțeles. Vreau să fac o mică paranteză, pentru că în timp ce dumneavoastră îmi povesteați de echipă, de parlamentar, de activitate, de tot astea, mă gândeam la un alt lucru care s-a întâmplat zilele trecute, care nu vă privește direct, dar puteți avea cu siguranță o părere despre acest lucru. Vreau să vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă să ai notorietate ca parlamentar? Și o să vă explic de ce vă întreb lucrul ăsta, pentru că e afirmația unui coleg din alt partid. Că el are notorietate și nu prea e nevoie să apară pe la televizor și așa mai departe. E și din alt județ. Dar aș fi curios să știu ce înseamnă din punctul dumneavoastră de vedere. Mai ales că domnul chiar a dobândit o anumită notorietate prin declarațiile pe care le-a făcut, nu mai știu, ieri sau alaltă ieri. Auziți? A dat-o în gard rău de tot. Notorietatea este... De la Alba, nu? Da. Notorietatea este precum și autoritatea, care este autoritatea formală, care este dobândită prin prisma unei funcții care o deții, dar din punctul meu de vedere cea mai importantă este cea informală. Ce informală care ți-o dobândești prin ceea ce faci. Ori vedeți dumneavoastră, ajungem la acea notorietate. Poate că unii au devenit de notorietate în sensul constructiv pentru
români și pentru țara noastră, iar din păcate alții în sensul negativ. Vreau să vă spun că m-am obișnuit și eu, nu eram obișnuit până a intra în rândurile unei formațiuni politice sau în Parlamentul României cu unele aspecte, dar așa este, exact cum spuneți dumneavoastră. Dar uitați, vreau să vă spun că pentru mine, ajungând în această formațiune politică, chiar mă întreba la un moment dat, la câteva luni, președintele Nistor, cum am acomodat, și am spus, domnule președinte, mi-a fost foarte ușor, pentru că în orice organizație politică, ca de altfel în orice organizație socială, trebuie să existe o anumită disciplină, o anumită organizare, care atunci când ea este făcută așa cum trebuie. Uitați-vă la campania electorală pe care noi am dus-o la alegerile locale. Spre bucuria mea și a tuturor colegilor la nivelul județului Hunedoara, și a fost răspătită de concetățenii noștri. Noi nu am dus o campanie agresivă, o campanie murdară. Ori vedeți dumneavoastră că sunt într-adevăr, și bine a scos în evidență, domnul Bădin chiar a rostit un nume acolo, atunci când oamenii nu au ce spune prin ce au făcut pentru semenii lor, ca să iasă în evidență, vedeți că atunci ies în sensul negativ. Dar vedeți dumneavoastră că românii... Florin Roman, că eu pot să-i spun pe nume fără nicio jenă, mai ales că am avut o discuție telefonică cu domnia sa și îmi spunea că el are notorietate. Păi în momentul ăsta e o notorietate, cea mai proastă notorietate pe care poate să o aibă, când te exprimi de la tribuna Parlamentului și spui gogomaniile pe care și le spui. Și domnul Simion, eu vă întreb retoric, oare românii de așa ceva au nevoie? Nu, domnule, n-au nevoie de... În contextul în care și așa avem atâtea probleme la nivel social, economic, de altă factură, românii așteaptă de la noi, într-adevăr, să venim cu soluții. Soluții pentru ei. Deci la astfel de declarații, și mă scuzați că vă întrerup, și să-mi fie cu iertare, sper să nu se supere nimeni, nu poți dobândi decât o notorietate de păcălici. Categoric. Și eu sunt convins că oamenii de bună credință, și care sunt majoritatea, nici nu, pur și simplu nu agrează și nici nu doresc așa ceva. Nu știu cum a fost reacția unor oameni, poate din județul respectiv și din Parlament cunosc. Chiar colegii mei care sunt oamenii așezați și care sunt așezați pe proiecte, îmi spuneau chiar din zile trecute unele activități în paralel. Și l-am văzut și eu în multe situații. Vreau să vă spun că la începerea mandatului căutam într-adevăr să mă obișnuiesc cu toate problemele. Bineînțeles că în primul rând am luat statutul parlamentarului, am luat statutul celor două camere, să văd exact problemele care le avem de desfășurat. Dar am rămas surprins într-un plen comun. Poate a fost primul plen comun. Când ne-am ocupat cu toții în mod disciplinat locurile în bancă și am văzut pe un domn, nu știu dacă pot să-i mai spun domn, așa cu un păr foarte vâlvoi, cu o ținută așa care nu era aranjată, și îi spuneam unui coleg de-al meu, oare el este cel care reprezintă semenii noștri? Acesta a fost trimis în Parlamentul României. Nu au trecut două minute și îmi spune colegul respectiv, stați că uite, deja au apărut pe pagine de socializare, că deja mass media au transmis totul, cum acel individ dormea și așa mai departe. Ori, într-adevăr, asta cred că își doresc românii, să trimită în Parlamentul României și nu numai, și în administrație, oamenii care îi reprezintă cel mai bine, domnule, care pot să fie modele. Oameni competenți. Exact. Aici este problema de fond. Ori vedeți dumneavoastră când este să-și prezinte activitatea, o să vedeți, poate cel mai mult, e partea de oratorie. Oratorie în sensul în care, da, a avut atâtea luări de cuvânt, atâtea declarații politice. Și mai e și lider de grup. Auziți, vreau să vă spun că și în Senatul României am văzut atâtea situații, dar eu nu m-am concentrat pe aceste probleme. Am avut colegi din alte formațiuni politice care erau specialiști în toate. Veneau odată la două luni în Parlamentul României, așa, și atunci era specialist în toate domeniile de activitate, de la sănătate, economie și așa mai departe. Fără să-și caleze activitatea pe un domeniu unde randamentul este maxim. Și unde probabil că avea competențe, dacă avea. De fapt, domnul Simion, de fapt, acum, nu avea competențe, având în vedere domeniu, tehnica modernă existentă, toți cetățenii nu mai pot fi induși în eroare. Pot într-adevăr să vadă activitatea parlamentarilor, este la vedere. Eu vreau să vă spun că sunt printre cei și alături de colegii mei care nu au lipsit din plenul Parlamentului României, cu toate că a fost un volum de muncă enorm. Pentru că
Poate de multe ori se fac confuzii. Oare cu ce m-a ajutat pe mine parlamentarul acesta? Pentru că eu n-am canalizare, nu am apă curentă și așa mai departe. Asta nu le face... Eu am făcut trimiterea anterior că aici este fondul problemei. În contextul în care la nivelul administrației publice locale este structura care pune în aplicare actele normative, deciziile. Și nu întâmplător am spus că nu întâmplător la nivelul județului nostru am avut foarte multe reușite. Pentru că noi ne-am calat efortul împreună. Consiliul Județean, parlamentarii, așa, deci am fost într-un dialog permanent constructiv, astfel încât să vedem orice neregulă în funcționare să putem să promovăm acte normative. Bun, eu știu că dumneavoastră, cu scuzele de rigoare, aveți un speech foarte bine legat, dar din când în când trebuie să vă întrerup, ca așa în tenis. Știu că faceți parte, mai sunt inițiative legislative probabil la care ați fost coautor sau sunt foarte multe. Văd aici, mi-ați adus înainte de emisiune, pentru perioada 2016-2020, activitatea parlamentară a senatorului Selan Viorel și văd legi promovate personal, integral, amendamente, proiecte comunitare, activitatea în cadrul comisiilor parlamentare, despre care o să vorbim, tot felul de întâlniri și așa mai departe, legea 86/2017, legea 94/2019, doar spicuiesc din ele, legea 394/2018, amendamente propuse la proiectul de lege privind statutul polițiștilor de penitenciare. Asta întrucât dumneavoastră aveți competențe fiind general, ca să spunem și lucrul ăsta, nu? Vreau să vă spunem în primul rând, vreau să scot în evidență spiritul de echipă pe care noi l-aveam. Pentru că de unul singur nu putea niciunul dintre noi să reușească în Parlamentul României. Și vreau să vă spun că am avut un grup parlamentar foarte bun la nivelul Parlamentului României, vorbind atât de Senat, grupurilor parlamentare, vorbind atât de Senat, cât și de Camera Deputaților. Dar în Senatul României, unde alături de colegul meu și prietenul Cristi Rezmeriță, am reprezentat pe Hunedoren din partea Partidului Social Democrat, am făcut tot ce a ținut de noi în comisiile de specialitate și nu numai. Eu am reprezentat, pe Hunedoreni în două comisii permanente. În primul rând, Comisia de Constituționalitate, unde am fost vicepreședinte al acestei comisii, iar această comisie, vreau să vă spun că ea nu este o comisie veche, ci este o comisie care este așa realmente nou apărută în Parlamentul României, pentru că s-a simțit nevoia de armonizare cu, virgulă, cadrul normativ legal. Ori, în primul rând, ca principală atribuție al acestei comisii a fost cel de elaborare al avizelor pentru a stabili competența de primă cameră decidentă în Parlamentul României. Dar, totodată, un aspect foarte important care ne-a creat foarte multe probleme în această perioadă a fost cel cu privire la crearea rapoartelor în cazul declarării neconstituționale anumitor proiecte de lege. Și vreau să vă spun că am avut foarte multe. Nu, să știți că nu au fost, spre fericirea noastră, cele multe declarate neconstituționale din partea Partidului Social Democrat. Așa. Dar, pentru Partidul Social Democrat, vreau să vă spun un lucru. Că peste 60% din proiectele de act normativ promovate de reprezentanții Partidului Social Democrat, fie că a fost vorba de guvernul PSD, fie de parlamentar PSD, au fost contestate la Curtea Constituțională de președintele României. Este regretabil, vreau să vă spun, ca și vicepreședinte al acestei comisii, numai că punerea în aplicare a unor nevoi urgente pentru țară și pentru români a făcut să fie întârziate. Pentru că a trebuit să urmeze circuitul. Chiar dacă în marea majoritate Curtea Constituțională nu i-a dat câștig de cauză președintelui, ele apoi au revenit în Parlamentul României. Și n-am făcut altceva decât să le adoptăm în aceeași formă în care le-am trimis inițial. Ori vedeți dumneavoastră
Acest aspect a fost un aspect de fond. Totodată, la solicitarea președintelui Senatului, așa, comisia este obligată să elaboreze anumite puncte de vedere asupra unor conflicte juridice de natură constituțională între instituțiile statului care sunt interesate în constatarea unei anumite situații. Dar și prezentarea unor avize, unor puncte de vedere primite din partea unor organizații neguvernamentare, ale cetățenilor. Și vreau să vă spun slavă Domnului că am avut foarte, foarte multe, chiar cu ordinul Domnule miilor. Seara, cu mai avem vreo 4 minute până intrăm în publicitate. Știu că faceți parte încă din Comisia de Anchetă pentru a Camerei Deputaților și Senatului, care clarifică aspecte ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din cadrul Ministerului Justiției. Și de asemenea mai faceți parte dintr-o comisie de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate în spațiu public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019. Ce puteți să ne spuneți despre comisiile astea? Cu riscul de a mai depăși 10 secunde, chiar am făcut abordare cu privire la prima comisie permanentă din care fac parte, dar am mai făcut parte mai și din cea de-a doua comisie, care mi-a fost foarte dragă, ca și membru, Comisia de Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională. Așa. Totodată, în Comisia Reunită a Parlamentului României pe legile siguranței naționale. Comisia de Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională, sunt convins că o să facem o abordare separată pentru că am foarte multe teme pe care le-am abordat în această comisie pentru toți slujitorii statului care fac parte din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională și am făcut să le armonizăm pentru toți la fel. Vreau să vă spun că în cei 4 ani când m-am aflat în această comisie, nu a fost altceva decât act de normalitate pentru toate structurile, fără părtinire între ele. Dar să trecem la aspectele care dumneavoastră le-a scos în evidență. Așa este, am condus comisia de anchetă vizând desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție din Ministerul Justiției, intitulată pentru privitorii noștri SIPA, așa, și cei care ne privesc pot să urmărească, ca să nu intru prea mult în detaliu, pentru că raportul l-am făcut public la timpul respectiv, în 2018, când am finalizat activitatea comisiei, o activitate extraordinar de laborioasă, în care a presupus peste 30 de comisii, așa, peste 50 de persoane audiate, de asemenea corespondența cu peste către, așa, materializată în peste 100 de documente către toate instituțiile statului cu atribuții. Și vreau să vă spun un lucru. Chiar îmi spuneau colegii, domnule general, dacă ați fi fost președintele comisiei în perioada în care Monica Macovei era ministru și s-a întâmplat lucrurile acestea, era un lucru extraordinar. Din păcate, vreau să vă spun că am constatat fapte de natură penală. Și acestea se regăsesc cât se poate de clar în raportul care l-am întocmit, așa, atât Monica Macovei și Tăpălagă au pătruns în arhiva Direcției Generale de Protecție și Anticorupție, de unde au sustras documente. Au sustras documente care vizau anumite persoane. Bun, și raportul ăsta s-a concretizat în ceva? Adică cineva a pățit ceva, a plătit ceva? Vedeți dumneavoastră, rolul Parlamentului acesta a fost, într-adevăr, din punct de vedere al unei fapte, să le constatăm care sunt faptele respective, de asemenea să le încadrăm în prevederile legale și să trimitem mai departe. Vreau să vă spun că inclusiv o hotărâre care a fost adoptată de guvernul de atunci la propunerea Monicăi Macovei, așa, a fost avizată și de a apărut acea hotărâre de guvern fără să aibă avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Aspecte foarte grave. Pentru că atunci când vorbești de... Avizul e consultativ sau... Avizul era obligatoriu. Obligatoriu. Era obligatoriu atunci când vorbești de componentele de siguranță națională.
pentru că Direcția Generală de Protecție și Anticorupție, pe lângă aspectele care vizau legalitatea, buna funcționare a Ministerului Justiției și personalului... Acum nu înseamnă din start că ordonanța respectivă devine nulă, din moment ce nu are așa... Dar vedeți dumneavoastră că a produs efecte. A produs efecte la timpul respectiv. Da. Așa, spuneam, pe lângă atribuțiile care le avea de coordonare a activității, a tot ce se întâmplă din punct de vedere al funcționării Ministerului pe partea aceasta de siguranță, avea și rolul de structură de securitate. Pentru că și ei lucrau cu foarte multe documente clasificate. Ori vedeți dumneavoastră că dumneai n-a știut un lucru. La timpul respectiv era obligatoriu. Adică erau investiți miniștrii, dar cu condiția ca ulterior să-și obțină avizul de acces la informații clasificate. Și a avut imprudența, doamna ministru, așa să pătrundă în incintă, fără, înainte de a-i sosi avizul respectiv. Am înțeles foarte scurt, în 30 de secunde, ce părere aveți despre ridicarea imunității domnului Bănicioiu? Vreau să vă spun că este o decizie luată de Camera Deputaților în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al Camerei. Eu nu pot să mă pronunț pe fapte, pentru că toți, sau mai bine spus, legea trebuie aplicată pentru toți la fel. Ori, din punctul meu de vedere, vreau să vă spun că în Parlamentul României nu s-a făcut altceva decât să se ia o decizie în strictă conformitate cu prevederile legale, iar la nivelul fiecărui grup parlamentar și a parlamentarilor, în general, au luat o decizie care eu le respect. Pentru că, în fond, este o decizie, a fost vot secret, cu bile. Ori fiecare parlamentar și-a manifestat o anumită opțiune. Dacă aceasta a fost decizia, eu o respect, ca de altfel, toți cetățenii României. Dar, repet, toți trebuie să fim cât se poate de aplicați și legea trebuie să fie pentru toți la fel. Am înțeles. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.